Partidul lui Ponta e pe val, un primar de municipiu anunță ce s-a înscris în Pro-România. Pro-România, partidul înființat de Victor Ponta, Daniel Constantin sublinierei Sorin Câmpeanu, a dat o nouă lovitură. Primarul municipiului Medgidia, din județul Constanța, a anunțat ce s-a înscris în noul partid. Primarul Valentin Grabie este, începând de ieri, membru al echipei Pro-România. Acesta a anunțat înscrierea în Pro-România în cadrul festivalului DAPIX, organizat în municipiul Medgidia. La eveniment au participat fondatorul Pro-România Daniel Constantin, precum și deputatul de Constanța Mircea Banias. Valentin Vrabie este primarul municipiului Medgidia începând cu anul 2016, candidând independent pentru această funcție. Anterior, între anii 2008-2016 a fost primarul comunei Petera, obținând în 2012, ca independent, 93 din voturi. În urmă un cel duros bun venit noului nostru coleg, în echipa Pro-România, o echipă din ce în ce mai numeroasă și mai puternic, precizează reprezentanții partidului, într-un comunicat.